Bun găsit tuturor, eu sunt Florin și azi despre aventurile unui concurent prin cluburi. Faptul că unii dintre concurenți merg prin cluburi este știut. După atâtea ore de filmare, probabil le prinde și lor bine puțină relaxare la distracție. Doar că se pare că Anthony va duce distracția la un nivel mai sus, urmând să atingă o fată din club, o atingere într-o zonă unde nu ar fi avut ce să caute mâna lui, conform paginii Dan Andrei 001. Ghinionul lui a fost că cineva l-a filmat și a trimis înregistrarea în producție. Doar că deocamdată privesc cu o anumită rezervă această informație, deoarece ori filmarea nu va fi dată pe post și atunci e ok. Ori cum ar putea să dea o filmare la care trebuie acordul celor care apar pe filmare? Cu alte ocazii, chiar cu cei din casă, nu s-au dat înregistrări pentru că nu aveau acordul. Ba chiar dacă mi-aduc aminte, deși aveau și acordul, tot nu s-au dat pe post. Dacă se va întâmpla așa ceva, înseamnă că iarăși am intuit bine când am făcut un vlog special de diga lui Anthony, în care spuneam că o nouă stea se ridică în casa iubirii, datorită faptului că acesta își joacă foarte bine rolul în casă. Acum nu face decât să întărească ce spuneam atunci, pentru că iată, în timp ce se declara îndrăgostit de Larisa, în timp ce acum se arată încântat de Vlada, trecând cu viteza sunetului de la mișta tonări la sărut, iată că în afara casei el face niște gesturi nedemne. Dar grija lui principal în casă a devenit ocarea zilnică a lui Robert, pentru că nu mai departe de ieri, când s-a discutat faptul că Vlada a primit indicații de la Katinka să-l voteze pe Robert și când toată casa se făcea că nu înțelege că din acea discuție, cel mai prost pica Vlada, doar ce îi se spunea indirect că este influențabilă, grija lui principală era să-l pună la punct pe Robert. Nu să spună că foarte bine că cele două au votat la fel, fiind prietene, deoarece în casă S-au făcut atâtea strategii încât chiar nu avea importanță pe cine vota Vlada, mai ales fiind la început. Dar omul se află pe cai mari, a apărut la TV, a devenit cât de cât cunoscut, își permite să mai facă și anumite gesturi prin club, ce contează fraierele de prin casă, cărora le mai și spune că s-a îndrăgostit. Ar merita el descalificat pentru un asemenea gest? Cam atât deocamdată, până data viitoare, toate cele bune vă doresc!